Vicecampioana României la volei masculin, echipa Volei Club Municipal Zalău începe sezonul 2014-2015 cu o deplasare în capitală. În etapa inaugurală a campionatului Diviziei A1, Adrian Feher și compania vor da piept cu echipa Clubului Sportiv al Armatei Steaua București, în timp ce echipa Clubului Sportiv Phoenix și Mleu Silvaniei începe campionatul pe teren propriu, urmând a primi vizita nou promovatei Banatul Caransebeș. Țintarul ediției 2014-2015 a diviziei A1 la volei masculin s-a stabilit ieri în capitală. Potrivit site-ului oficial al Federației Române de Volei, sezonul competițional va debuta cu jocurile din prima fază a Cupei României, programate pe 27 septembrie, respectiv 4 octombrie, urmând ca prima etapă a diviziei A1 să aibă loc pe 11 octombrie. Cele două reprezentante ale județului nostru în primul eșalon volebalistic al țării vor avea meciuri relativ ușoare în prima etapă, ambele urmând a întâlni echipe nou promovate. Zălăoanii se vor deplasa în capitală pentru duelul cu Steaua, iar Phoenix și Mleu primește vizita echipei Banatul Caransebeș. În runda a doua, elevii lui Mircea Abraham și Marius Oniga se vor deplasa la malul mării, urmând a întâlni echipa campioană VCM Tomis Constanța, iar mult așteptatul derby sălăjan va avea loc în runda cu numărul 9. Etapa inaugurală a campionatului programează pentru prima dată după două sezoane 6 partide, după cum urmează: CSA Steaua, CSVM Zalău, SCMU Craiova, Unirea Dej, Dinamo București, VCM LPS Piatra Neamț, Explorări Baia Mare, CSVM Tomis Constanța, Phoenix și Mleu Silvaniei, Banatul Caransebeș, CSM București, Arcada Galați. Ultimul sezon în care au fost angrenate 12 echipe în întrecerea internă a fost sezonul 2011-2012, sezon în care Volei Club Municipal Zalău a cucerit titlul de campioană.